Milioane de români, doamnelor și domnilor, își aleg astăzi președintele în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Începe votul crucial pentru România. Urnele s-au deschis în urmă cu doar câteva momente, iar la ora 21 aceste urne se vor închide. 14 candidați s-au înscris în cursa pentru fotoriul de la Palatul Cotroceni. Sunt peste 18.700 de secții de votare în total. În diaspora, prezența la vot este istorică. Numărul românilor care au votat până la această oră l-a depășit pe cel din turul al prezidențialelor din 2014. Dacă viitorul președinte nu va fi decis în primul tur, pe data de 24 noiembrie se organizează al doilea tur de scrutin. Antena 3 are singurul exit poll Avangard Curs al alegerilor prezidențiale, care va prezenta primele rezultate într-o ediție specială spectaculoasă începând cu ora 21 fix. Totodată reținem pe parcursul acestei zile site-ul nostru antena3.ro. Vă va oferi în timp real cele mai noi și complete informații despre procesul de votare. De asemenea, pentru eventuale incidente, ne puteți suna la numerele de telefon 021 2030 159 sau 0374 858 629.